Lasă că mai muncesc eu, dar nu astăzi, pentru că astăzi Luiza Bucur a venit alături de Mara și ne arată sport. Ne arată sport. Ne arată sport. Ați venit să ne arătați sport astăzi. Sportul nu este ca la cinematograf. Nu stai așa, te uiți și unii fac acolo și te uiți, mai bei puțin ceai, mai... Uite-te un pic la sacoul Adelei și spune-ne că nu stăm să ne uităm astăzi. Suntem superbe amândoi în sacou, dar hai la sport! Ce măcar facem așa. Astăzi facem fesier cu apse abdomen. De fapt, toată lumea face cu noi acasă, nu? Așa da, am zis clar, asta este foarte clar. Se presupune că înainte ne încălzim, dacă n-ați făcut deloc încălzire, câteva exerciții de respirație, de rotări în toate articulațiile și trecem efectiv... încălzirea asta pe scurt, așa. Păi nu, că asta a fost un subiect pe care l-am abordat de multe ori. Clar, nu facem un antrenament fără încălzire. Și începem. Avem așa. Genunchi la piept. Fandat înapoi. Genunchi la piept, semigenoflexiune. Și sus, înapoi. Că lucrăm fesier, coapse, abdomen. Ne ajută să tonifiem toată această musculatură și să scăpăm de celulită. Asta este ideea. Asta este targetul din vara asta, bine? Am rămas înapoi. Aici. Urc, cobor. Urc, cobor. Cu spatele drept, umeri înapoi. 20 de repetări pe fiecare parte. Ți-ar fi plăcut astea, șurubel, sunt sigură. Da, da. E bun și ceaiul. A rămas aici. Vă rog, continuați. Întind și jos. Întind și jos. Perfect. Am făcut 10 repetări. Am schimbat partea. Între serii, inspir, expir. Bun, și pot întinde chiar musculatura. Câteva secunde. Și luăm de la capăt, pe partea cealaltă, genunchi la piept. Fandat înapoi, genunchi la piept, jos. Expir și inspir. Perfect. Și am rămas cu piciorul înapoi, spate drept, 90 de grade, sus, jos. Ți se pare că Mara are altă brățară la picior astăzi? Sau nu, mi se pare că am văzut aceeași. Tatuaj ceva. Tatuajul l-am văzut, nu. Dar mă refer la brățară. Tu te uiți la, la piciorul ei, nu? La gleznă. La gleznă te uiți, mamă. Să ai grijă, Mara, să nu lucrezi prea mult abdomenul, să nu se deformeze tatuajul ăla. Trebuie să ai grijă să... Da, să rămână mereu așa. Dar ce ți-ai tatuat acolo? Este o balerină? O jumătate de balerină. Sus, inspir. Ne așezăm pe saltea? Da, pe scuzați-ne că nu, noi... Pe o parte... Bârfeam. Ok, voi ziceți acolo. Picioare îndoite la 90 de grade. Sus și jos, paralele. Cobor și urc, trunchi fixat. 20 de repetări. Și am rămas aici. Împing în călcâi la spate, genunchi la piept. Împing, revin. Perfect. Odată la două zile putem face acest set de exerciții să avem rezultate într-o lună. Vizibile, notabile. A rămas la spate cu piciorul talpă în flexie, urc, cobor, urc, cobor. Trunchiul fixat. Perfect. Talpă în flexie când dorme a fost. Mă bucur, eu le nu dor, nu? Sunt pe o parte. Mâna este în dreptul umărului, talpa în flexie din nou, Bogdan. Urc, cobor din abdomen. Perfect. Chiar sunt curioasă dacă cei de acasă au făcut cu noi aceste de exerciții. Eu cred că sunt mai mulți care fac cu noi lunea și joia când sunt eu, dar acum nu vreau să vă... Dar de ce, șurubel? Demoralizez. Ce aduci tu și n-aduce Mara? Ce ai tu și n-are Mara aia? Băi, pe lângă grație. Pe lângă grație, mișcări, mai sunt multe lucruri. Am schimbat partea, repet, 90 de grade, coapsă gambă, 20 de repetări, scap de aripioare cu exercițiul acesta, da? Genunchi la piept, talpă în flexie, fesieri, trunchi fixat, bun. Adela? Da. A rămas tu la spate. Ești foarte aproape de mine aici, de fiecare dată când se face sport. La cine crezi că sunt mai atent? La șurubel sau la Mara? La șurubel, clar. Ai face bine să fii mai atent la mine. La șurubel, pentru că ți-amintesc că tu pe mâna dreaptă, pe degetul mijlociu,
stângă, scuze-mă. Și nu e pe mijlociu, Doamne ajută. Pe inelar, pe inelar. Ai ceva. Da. Deci dacă vrei să vezi tălpin flexii, flexii acasă... Uită-te la Mara. Dacă vrei să fii liniștit cum ești acum, uită-te la șurubel. Nici la el foarte mult. Deci mai bine uită-te în față, da? Și gata. Ce facem? Am terminat setul de exercițiu. Așa, dacă nu vă deranjez, nu am făcut suport. Imaginam cum își ia bătaie Bogdan. Ne luasem un pic o discuție aici. Ce facem mâine? Mâine ne întâlnim aici, din nou, facem sport pe stepper. Program de antrenament, exerciții pe stepper pentru tot corpul. Sunt aproape... Aproape convins că nu o să faci. Aproape invidios. Nu, aproape că vreau și eu. Da? Știi da, cum? Nu știu. Numai mâine, nu-i poi mâine. Îmi place ideea de stepper. Eu n-am mai avut stepper până acum. Stați așa un pic. Da, hai nu să știu. Te văd, da. Poate facem un concurs, Mara. Dăm cu banul, vedem care dintre noi se urcă pe stepper. Mulțumim frumos. Mulțumim și vă pupam. Și sunteți minunate ca de obicei.